De remarcat și faptul că avem 16 culori disponibile pentru exterior, plus o grămadă de combinații de biton interior cu multe opțiuni, adică light gray, blue black, black, deci poți să-ți alegi să-ți faci o mașină cum dorești. Și la acest Tecna Plus, ce ar fi de remarcat ca, să spunem, chestii extravagante, cum erau la Tucson și Sportage ventilația în scaune. Toată lumea era nebunită cu ventilația în scaune sau cu haionul care se deschidea electric. Sigur, există și pe această mașină haion care se deschide electric, e ok. Însă, ce este interesant la acest Tecna Plus este faptul că avem niște scaune foarte avansate. În afară de faptul că au reglaj electric, ambele scaune față au memorii proprii, deci cu L1, L2 dacă vreți, sau mă rog, poziția 1, poziția 2 pentru fiecare, suport lombar cu reglaj electric pentru scaunul pasagerului din față, suport lombar cu reglare electrică în 4 direcții, scaun șofer și scaun pasager față. Tapiseria, deși pare integral din piele, este cumva o combinație de foarte multă piele, adică undeva 90% piele cu textile, o chestie foarte deșteaptă. Dacă vă uitați cu atenție la scaune, în zonele în care de obicei se uzează pielea, acum este textil. Ce sunt zonele în care se uzează pielea? Sunt zonele în care pielea intră în contact cu capacele de plastic care acoperă scaunul sau banchetele sau... deci zonele alea de, să spunem, de decor. Și acolo, prin frecare repetată, pielea inevitabil se zgârie, se crapă, se uzează. Și eu am ales o chestie foarte deșteaptă, adică 90% din scaun este o combinație de superbă piele cu anumite fâșii de textil. Fâșiile alea de textil sunt de fapt niște zone de uzură, de compensare a uzurii, textilul fiind mai rezistent, mai puțin sensibil decât pielea, că asta este de fapt toată treaba. Bun. Pielea este denumită la varianta asta premium. De ce? Pentru că e, într-adevăr, și cum este făcută, și cum este cusută, și cum se simte, te simți într-o mașină premium. Dar încă o funcție mai are mașina, care mi se pare super ok, este faptul că ai posibilitatea să primești la echiparea asta Tecna Plus, deci scaunele astea grozave vin și cu masaj. Și dacă mă întrebați pe mine, e o alegere destul de grea. Dacă aș fi preferat scaune cu ventilație ca la Kia sau Hyundai, sau dacă aș prefera scaunele cu masaj pe care, de exemplu, am mai avut pe Talisman sau nu știu pe ce model din grupul Renault, unde nu mai rețin, cred că pe Talisman sau pe Koleos aveam numai la... mai la șofer și e cumva neplăcut. Tu circul cu prietena ta, cu soția, cu copilul tău, e în față cu tine, să spunem, și tu îți dai drumul la masaj că așa, și bă, lui ea nu poți să-i dai drumul la masaj. E un pic aiurea. E, aici ambele scaune față sunt tratate egal. Ai mai multe programe de masaj, 3 programe mai exact, și masaj care este accesibil fie din meniul dedicat aflat pe display-ul central, fie direct prin niște butoane care sunt pe scaune. Deci e o, să spunem, o echipare care distinge cașcaiul. Haideți să ne gândim câte dintre modele concurente cu cașcai, mă refer și la cele foarte noi și care urmează să se lanseze acum, câte au în dotări masaj. Și o să vedeți că nu sunt foarte multe, sunt foarte puțini. Și aici este un atu de vânzare pentru cașcai. Spațiul în spate, pe de altă parte, mașina este mai lată și mai lungă. Nu foarte mult, dar este mai lată și mai lungă decât modelul anterior. Acest lucru înseamnă că spațiul în spate, care era o problemă la vechiul Qashqai, a crescut substanțial. 3 cm înseamnă mult când vorbim de spațiu în spate, da? În materie de confort. Cu toate astea însă, din cauza formei caroseriei, dacă o să vă uitați cu atenție la Qashqai, la locurile din spate, spațiul pentru umeri
nu este neapărat cel mai bun. Și o să vedeți filmat și cu mine pe locurile din spate și pe locurile din față, sau pe locul șoferului din față, o să vedeți că dotarea cu plafon panoramic, așa, modul în care este gândit, coboară foarte mult tavanul față de o dotare fără plafon panoramic, și acest lucru îți ia din spațiu pentru cap la locurile din spate. Sigur, există pliere, există posibilități multiple, deci mașina este destul de polivalentă după părerea mea, și trebuie mare atenție când vă gândiți la un Qashqai să vă definiți exact ce așteptări aveți de la mașină. Dacă sunteți o familie cu un copil mic, e super ok un Qashqai. Dacă sunteți o familie cu 3 copii mari, s-ar putea Qashqai-ul să nu vă ajungă dacă vreți să plecați într-un concediu cu bagaje, cu nu știu ce. Și sunt alte modele care oferă portbagaj mai mare, spațiu mai mare în interior și așa mai departe. Însă altfel, ca pachet, acest Qashqai mie îmi place foarte mult, mi se pare o mașină plină de tehnologie și cu un rafinament care depășește net inclusiv Tiguan sau Kuga, să spunem mașini care se conduc și au fost un fel de reper al segmentului pentru multă vreme. Să nu uităm că pe piață există deja nou Tucson, o să-l aducem și noi. Și o să vină și noul Sportage, care din nou vor seta anumite standarde, dar după părerea mea, Qashqai-ul cu ăsta în care mă aflu acum și vorbesc despre el, deja a împins jocul undeva destul de departe, adică s-a așezat confortabil lângă Mazda și în același timp a și dat exemple despre cum se poate face o mașină să fie cu mult mai premium decât este în realitate. Pentru că sunt niște aspecte, și de-aia am spus la prezentarea de exterior, de frații noștri englezi, într-o, să spunem, notă mai comică, pentru că în continuare Nissan are o fabrică în Marea Britanie și a fost tradițional țara de producție a Qashqai-ului pentru Europa, și spuneam că nu întotdeauna calitatea japoneză, când spune calitate japoneză, nu se pupă cu asamblarea britanică, dacă vreți. Sigur, acum cu Brexitul foarte multe lucruri se vor schimba, se vor orienta capabilități, se vor închide uzine, Qashqai-ul se va fabrica și în alte părți, nu neapărat acolo. Și acest lucru poate să ducă cumva la anumite diferențe de calitate și diferențe de asamblare, pe care eu cel puțin așa cred. Cred că o parte din măruntele lucruri pe care le-am observat în Qashqai se datorează de fapt nu atât proiectării, cât mai mult executării și asamblării mașinii în fabricație. Ce avem aici? Un sistem integrat, să spunem, de navigație, audio, conectivitate și alte chestiuni, Nissan Connect. Pe de la o anumită echipare primești sistemul audio Bose cu 10 difuzoare. Display-ul e de 9 inch. Eu zic că e rezonabil de mare, deja îmi pun probleme de ce mai ținem noi display-urile astea aici, când deja totul poate fi pus în spatele volanului, și probabil că într-un viitor nu foarte îndepărtat vom vedea și această tendință. Legat strict de acest display, povesteam și la Dacia Duster că poziționarea acolo nu era cea mai fericită. După părerea mea, asta este cea mai bună poziționare la un display. Este suficient de jos ca să nu-ți obtureze vizibilitatea prin parbriz. Aici ar mai fi o problemă, că dacă o să urmăriți cu atenție la Qashqai, o să vedeți că oglinda retrovizoare este foarte jos. Oglinda retrovizoare este aproape la jumătatea parbrizului. E o chestiune care pe unii s-ar putea să vă încurce. În același timp îți oferă o vizibilitate destul de bună în spate, pentru că este fix în linie cu luneta, dar zona centrală, adică dacă acest display ar fi fost un pic mai sus, ai fi avut aici o zonă, cum se spune, o zonă neagră, o zonă în care nu vedeai absolut nimic prin parbriz. E o problemă în continuare pe care am observat-o la acest Qashqai. În momentul în care te uiți undeva în dreapta înainte,
te întâlnești cu oglinda retrovizoare și te miri de ce, și când te uiți o vezi că e super jos, pentru că deasupra ei editai cutia cu electronică și senzori. Dar întorcându-mă la acest display, foarte bună poziționarea sa. Are un fel de home, să zicem că ar fi unul din ecranele astea, ce vreți voi să vă alegeți. Vedeți că aici avem și setările alea de masaj. Se activează de aici, ai trei posibilități, reprezentate și printr-un cod de culoare cu intensitate și viteză reglabilă, la fel și la pasager, da? Aceeași chestiune. De aici se poate customiza, dacă vreți, meniul de home, deci îți iei chestii din astea și ți le pui. Asta e o chestie super tare pentru cine are răbdare. Eu n-am răbdare să stau să fac chestia asta, dar după cum vedeți, da, cele trei ecrane pot să-ți iei de aici chestiuni, ți le pui acolo. Să încercăm să vedem cam ce am putea noi să punem aici, să zicem. De exemplu, luăm USB-ul ăsta și îl punem aici, da? Deci, astea sunt niște personalizări directe. Putem să mai punem și un quick dial aici, da? Ne ducem în ecranul ăsta, avem și aici un loc liber. Ce am putea să punem? Bluetooth audio, nu? Că e tot în zona de audio. Și aici sunt puse toate. În momentul în care ieșim de aici, ce vedem? Că ne apar astea aici altfel, da? Deci l-am aranjat. Foarte interesant sistemul. Nu este neapărat cel mai logic și rațional, pentru că așa mi se pare mie, e un pic alambicat, adică n-ai o buclă să zici plec de undeva și mă duc în partea altă. Știu ce o să ziceți, domnule, are trei ecrane, pleci rapid, nu e. Te încurci în ele, de multe ori informațiile reapar, sunt cumva redundante, dar per total experiența de utilizare cu el mi se pare destul de decentă. Zona de telefonie arată cam așa, cu ce vedem aici. N-am eu descărcate nici call history, nici phone book. Dacă vrei să formezi un număr, o poți face de aici. Mesaje, text, conexiuni, da, o listă de conexiuni unde mai avem și alte chestiuni. Da, volum. O să vedeți că o să ne mai reîntâlnim cu o parte din opțiunile astea. De reținut că mașina oferă și conectivitate pentru Android Auto și Apple CarPlay, Apple CarPlay Wireless, în timp ce la Android Auto o oferă prin fir. Este un pic interesant și merită o discuție mică în așezarea brandurilor din grupul Renault-Nissan. Ce avem? Dacia, hai să nu zicem low cost, Smart Buy, Renault, și pe urmă Nissan, care, dacă ați urmărit cu atenție prezentările mele cu Nissan, Nissan s-a poziționat cumva ca un brand mai sus de Renault și se vede și din cum e configurată mașina asta, da? Și atunci nu poți să nu spui întrebarea, băi, am avut Duster înainte de Qashqai și el avea Android Auto Wireless și la asta nu i-a spus Android Auto Wireless. Adică nu înțeleg, pentru mine sunt, deci sunt niște scurt circuite pe care nu le pricep. Da, nu spun că întotdeauna când folosești Android Auto vei folosi navigația de pe telefon, telefonul se va descărca și întotdeauna e mai bine ca el să fie pus în priză. Deci fie într-un fir, fie, și aici intervine povestea noastră, fie îl pui frumos aici la încărcarea wireless. Păi dacă îl pun la încărcarea wireless, degeaba îl pun la încărcarea wireless din moment ce el nu merge pe Android Auto decât cu fir. Și înțelegeți? Se nasc niște întrebări. Da, bun, astea să fie problemele noastre. La info ce avem? Notificări. Nu avem notificări. Nissan Connect Services. O poveste, nu stau să le canale, informații. Cine are răbdare să caute pe YouTube să vadă chestiile astea. Informații de trafic. Sistemele, din păcate, sunt foarte avansate pentru țara noastră. Țara noastră, o parte din cei aici nu se poate folosi cum trebuie, da? Noi nu suntem în stare nici măcar traffic announcement să avem
la nivelul la care au țările cu apă caldă, că e la mod acum cu apă caldă. Dar iată, fiindcă tot am zis și am înjurat, că avem o prognoză și cred că se aude și pe mașină că așa, așa e, plouă puternic. Da? Deci asta, din fericire, funcționează. Informații despre sistem, sunt sigur că sunt oameni care vor să vadă chestia asta. Software update se poate face on air. Asta e o chestie, așa am spus și la alte mașini din grup. E într-adevăr o chestie destul de avansată. Licențe și asta nu ne interesează. Zona de setări audio o să vedem imediat. Aici suntem în zona de selectare surse. În cazul de față, ce avem? Activ AM, FM, DAB, Bluetooth audio, că sunt conectat cu telefonul, și eventual Android Auto. Aici posturi de radio, da, le vedeți. Ai posibilitatea să te muți rapid aici, să schimbi zonele dacă vrei să fii pe AM, FM sau altceva. Și setări. Unde la setări? Ce avem? Setări de conexiune, de asta spun că le-am mai văzut, am mai intrat în astea, adică sunt cumva redundante unele dintre setări. Connections, iar am fost, quick dial n-avem, phone book n-avem, text n-avem, notificări, automatic hold. Setări de navigație și aici încă o dată, încă o observație, da? Sunt setări de navigație, dar nu sunt în navigație, adică te trezești cu niște meniuri de astea care par să nu aibă neapărat o logică. Le folosești, nu e ca și cum ai avea o rutină pe care să o poți urmări. Te duci undeva și găsești niște setări pentru navigație, deci în altă parte găsești iar niște setări pentru navigație. Cel puțin așa mi se pare mie. Dacă tot am ajuns aici, să le vedem și pe astea. După cum vedeți, uitați-vă ce rezoluție și ce culori superbe are display-ul, da? Asta apropo de premium și așa mai departe. Deci uitați-vă cât de spectaculos este. Și feedback-ul, eu zic că e destul de corect pentru un sistem de felul ăsta. More settings, să zicem. Orientare, north sau heading up. Long range. Culoare, hartă cu chestiunile astea. Map text size. Eu greșesc aici. Vedeți, o altă chestiune care nu-mi place, dacă ți-am dat scroll aici și am umblat aici, de ce mă duci în primul ecran? Cum spuneam și la mașinile coreene, trebuie luat unul de urechi, tras, îl aduci în mașină, hai să stăm amândoi în mașină, tu ești inginerul care răspunzi și eu sunt ăla userul, da? Am dreptate sau nu am dreptate? Și o să înțeleagă că am dreptate, da? Adică în momentul în care m-am dus aici și am umblat aici, într-un meniu, care meniu, nu știu, să zicem ăsta, da? Că mă duc înapoi, unde trebuia să fiu? Trebuia să fiu tot aici, nu? Logic, pentru că poate vreau să mai caut ceva. No. S-au gândit și azi, nu e așa, nu știi tu. Por, m-am ieșit de aici, unde m-am trezit? M-am trezit în hartă. De ce? Eram în hartă? Nu eram în hartă, n-aveam nicio treabă cu harta, nu? Eu eram în meniu. Deci era un meniu în setări, undeva, da? La navigație și în momentul în care am dat pac, pac, acum nu m-am mai dus în hartă, de ce? Nu se știe. Ne întoarcem unde eram.
eram în zona de audio și luam setările tot de aici. Deci de asta spun că nu are neapărat o logică. Setăr sunet. Sau poate nu înțeleg eu. Simple și ușor de făcut, după cum se vede, da? Direct, n-are adâncime de meniu, asta e foarte bine. Volumuri și bipuri. Ceas. În zonă suntem în ce e asta aici, Enivetuc, mă rog, nu contează. Asta l-am mai văzut. Și customize audio. Deci poți să spui aici pe bara asta. Și asta e o chestie foarte interesantă, că poți să-ți alegi tu ce surse favorite ai. Și mai avem un meniu, sau așa ar trebui, da? Unde vedem Nissan Connect Service. Da, cu multe jucării și aici. Unit ID, Reset Privacy Mode, System Voice, vocea preferată, femeie, bărbat sau Superman. Camera. Uitați-vă câte setări sunt. O să discutăm și de cameră separat. Da. Scaune. Setări pentru masaj. Te duce iar în display-ul ăsta pe care l-am mai văzut. Alte setări. Și nu te ia display cu astea. Da. E ușor de folosit ca limbile disponibile să le vedem. Are și română. Unități, kilometri, mile și temperatura doar în grade Celsius. Oh, interesant de ce mai mi-ai pus-o acolo dacă nu. ABC și QWERTY. Return. System update. Și aici cred că am mai fost cumva. Da, și map update. Edit user. User profiles, sincronizare profile cu cheia inteligentă care e disponibilă numai pe Tecna Plus, mesaj de întâmpinare, să-l punem și pe ăsta, poate e ceva interesant acolo. Și cam asta ar fi, să zicem, la prima vedere. Camera, te duce pe camera aici, o să întâi, o să curăț camerele că plouă foarte tare. Aici avem selectare mod zi-noapte, da? Aici te duce direct în hartă, care acum e pe modul de noapte, modul de zi. Asta e o chestie iară utilă, că nu poți să selectezi tu, să-ți alegi, vreau așa, poate că te dor ochii așa și preferi așa. E foarte tare chestia asta. Ce mai avem aici? Disponibile puncte de interes, după cum vedeți. Deci setări multiple în care ajungi din diverse alte ecrane. Zoom. Zoom out, o să filmăm și cu ea setată o destinație. Nu știu ce am făcut aici, nu mă întrebați. Meniuri, te duce la meniuri, audio la audio, de aici schimbi, da? Sau poți să folosești și comenzile de pe volan. Interesant, premium, dar complex, un pic prea complex. Și acum să ne jucăm un pic la cameră, le-am și șters camerele, dar afară, după cum vedeți, plouă torențial, rezoluție foarte bună. Am văzut-o când nu ploua și mi-a plăcut foarte mult. Da? O să ne ducem și către un obstacol. Linii predictive, deci grid îți arată unde te duci, cum, ce face mașina în funcție de cum virezi.
Da. Pe urmă, zonele le putem schimba. Cum aici vedem înainte. Da, la fel. Îți arată unde se duce mașina. Asta e, văd că nu fac nimic. Încercăm să parcăm și aproape de o bordură. Da. Ca să vedeți exact cum arată. Da, mă pricep un pic așa. Și cam așa arată indicațiile de pe cameră. Se activează și un display pe ecranul din spatele volanului și acolo se văd senzorii, deci semnalele astea se văd și acolo. Să vorbim un pic despre interiorul acestei mașini noaptea. Toate comenzile par să fie luminate, inclusiv cele de pe zona de plafon. Tot ce înseamnă buton, tot ce înseamnă, nu știu, sistem care se poate apăsa, trage sau ceva, pare să fie luminat. Există un comutator în stânga bordului care îți dă mai multe niveluri de iluminare. Maximul este ăsta, dar nu poți, te orbește. Deci parcă mi-a aprins ceva, un far în ochi acum. Eu îl țin pe poziția imediat sub. Deci ăsta e maxim și eu îl țin așa. Se vede destul de ok. Pentru cine este deranjat și vrea o personalizare, da, fiecare om are preferințele lui. Poziția de minim este asta. Ce îmi place, că inclusiv în poziția de minim, deci dacă ai rulat noaptea, cum suntem acum cu ceață, tot ce e în mașină este în continuare lizibil, deci este în regulă. Există lumini ambientale. O să le gâdilăm un pic din display-ul de setări. Aici la lighting. Deci avem mood lighting. Sunt niște lumini ambientale în portiere și în zona schimbătorului de viteze și a comutatorului de moduri. Dar ce face treaba asta? Doar diminuează până la off. Deci nu avem culori care să se schimbe, da, așa cum vedeți. Și ce vreau să vă mai arăt, că nu mai rețin dacă am filmat sau nu, sau dacă am dat întâmplător peste chestia asta sau nu. Pe volan avem un buton pe care atunci când îl apăsăm ne apare un fel de meniu shortcut, unde avem și Change Display View și putem schimba pe bord. Putem avea și opțiunea asta de bord cu turometrul și în dreapta o grafică în forma unor butoane verticale, destul de interesantă, da? Pentru cine nu vrea ceasurile clasice. Mai facem o tranziție ca să vedeți și animația. Da? Sigur, mașina este super, cum să zic eu, plină de display-uri, ecrane, ecranașe și așa mai departe. Unele dintre ele variază și în funcție de modul în care ești. De exemplu, dacă ești în modul eco și selectezi modul eco, da? Mai facem o dată că apăs eu greșit pe ele. Deci selectezi modul eco și mergi, de exemplu, în zona de consum. În modul eco o să vedem că față de alte moduri avem 3 puncte prin care putem trece. Avem acest indicator de consum instantaneu și în același timp avem un indicator eco unde ne arată și cât
să apăsăm pedala de accelerație ca să fim în zona de eco, mă rog, deci sunt, nu garantez că am prins chiar tot ce era prin mașină, pentru că sunt extrem de multe și nu poți neapărat, chiar dacă încerci cu tot din adinsul, nu reușești să pui mașina în toate situațiile pe care e în stare să le dea. Gândiți-vă că sunt atâtea alerte, erori, mesaje diverse care, dacă nu se întâmplă ceva, nu o să-mi apară nici mie pe bord, ci nici nu le pot simula. Oricum, impresionant interiorul și mi-a lăsat o super impresie mașina. Practic, la mai bine de o lună de când am filmat noi acest Qashqai, completăm un pic cu filmările de noapte și cu încă unele chestiuni care au rămas nefilmat din cauza vremii. Deci vremea în perioada în care am avut mașina a fost pur și simplu ploaie torențială 5 zile la rând. Nu s-a putut filma mai nimic decât la interior. Și de-aia o să vedeți probabil kilometri diferiți, că mașina are 3068 de kilometri pe bord, iar consumul noi nu l-am mai resetat, că fiind o completare, datele despre consum vor fi cumva diferite. Vremea, fiind la o lună diferență, e de iarnă autentică, mai puțin zăpadă. Zăpadă nu avem, dar sunt 2 grade Celsius afară. Din fericire, în această lună care a trecut, a fost și echipată mașina cu pneuri de iarnă, deci suntem pe jantele de 20 de inci, dar cu pneuri de iarnă. Mă surprinde în continuare că este foarte silențioasă mașina. Nu simți pneurile, suspensia tolerează foarte bine jantele de 20 de inci și talonul relativ mic pe care îl are pneul. Uitați-vă că trec peste un limitator de viteză cu 38 de km pe oră și pur și simplu plutește, deci n-are nicio treabă mașina. Într-adevăr, este mașina care m-a impresionat cel mai mult în 2021, adică nu mă așteptam la o așa surpriză și mergând și acum noaptea cu ea, îmi dau seama că nu am ce să fac, trebuie să vin cu acest cuvânt premium, să-l aduc în fața voastră, pentru că mașina asta transmite, deci transmite premium prin toate detaliile. Vedeți și luminile, e ceață, da, sigur, rulăm în condiții de ceață relativ densă. Ce mi-a plăcut, nu știu dacă sistemul e atât deștept, dar în mod normal, în aceste condiții, dacă n-ar fi fost ceață, ar fi aprins faza lungă. Automat, e setată pe bord aprinderea automată a fazei lungi. A aprins un pic faza lungă, moment în care s-a văzut că nu era ce trebuie pentru ceața asta, după care văd că, într-un fel, probabil și ai informații de undeva. E, nu chiar, că acum a aprins din o faza lungă și iar a stins-o. Deci are o un fel de input cu, să spunem, starea vremii și acest lucru nu are cum să fie decât pozitiv. Observați că luminează bine, sigur nu pot să văd acum, din păcate asta a fost, așa a fost,
anul ăsta a fost un an prost pentru noi. Deci nu am putut să o filmăm atunci că ploua torențial și acum e ceață. Sigur că fiind ceață, nu poți să mai vezi farurile în adevărata lor valoare, cum am fi filmat pe usca. Măcar dacă nu era ceață și era zăpadă pe jos, tot vedeai o chestie, era ceva. Dar acum ceața e destul de ambiguă, adică e relativ ce vedem noi în faruri. În continuare, chiar și la aceste temperaturi joase, motorul foarte silențios, deci e o antifonare, nu aș spune perfectă, dar impresionantă pentru segmentul mașinii. Am mai văzut mașini antifonate asemănător, nu neapărat premium, dar totuși te surprinde. Deci mașina per total este uimitoare și călătoria cu ea noaptea, culorile, luminile, rezoluțiile acestor două display-uri, head-up display-ul ăsta sofisticat, îți transmit cumva că e o mașină specială. Bine, și Mazda face acest lucru până la un punct, însă mie, într-adevăr, Qashqai-ul mi-a plăcut foarte mult. Și nu pot să mă abțin, trebuie să vă spun asta. Într-adevăr, o impresie foarte bună mi-a lăsat mașina. Sigur, contestabilă prin prisma prețului, consumul ăla care a fost 9% și ceva, dacă mai mi-amintesc eu exact. Dar în rest nu ai ce să comentez. Deci mașina sus, foarte sus este ca percepție pentru mine. Chiar îmi pare rău că vremea e așa de păcătoasă încât nu putem vedea la adevărata lor valoare farurile adaptive. O să mai fac o tură totuși, că nu rezist, în speranța că, mă rog, o să vedem cum reacționează și la întâlnirea cu un vehicul din sens opus. O să vedem dacă se va vedea ceva, dacă e tot în regulă. Faza lungă ar arăta cam așa pe manual. Da, luminile, din câte mi-amintesc, eu am mers cu ea pe ploaie, luminile foarte bune, deci și faza lungă și faza scurtă super ok. Păcat că n-am reușit acum să... Așa a fost, vremea e schimbătoare, s-a nimerit să nu fie cum vrem noi. Sper că se vede cât de cât cum, da, cum luminează, cum... E greu și pe viraje, mă uitam, nu se vede. Din cauza ceții nu îți dai seama că luminile se modifică, se... Poate altă dată, o să vedem, o să mai avem ocazii. Vreau să mai vedem câteva chestii pe bord. Și de la acest indicator de torque split, pentru că acum este practic polei pe jos, mă rog, la limita de polei. 2 grade, ceață, e perioada aia nenorocită, cum se zice, în care dacă nu ești atent se întâmplă o grămadă de drăcii. Să vedeți cât de sensibil este sistemul de tracțiune integrală, da, vedeți? Uitați-l cum reacționează, da. Și de reținut că în momentul în care apare o pierdere de aderență sau ceva, timpul de reacție undeva la 0,2 secunde. Și mai am câteva chestii mărunte, niște mărunțișuri la care țin. De exemplu, uitați, avem un meniu de ștergătoare, îl vedeți, da? Îl au și alte mașini, fără discuție. Dar, de exemplu, un detaliu, da? În momentul în care te pui pe auto, ai un submeniu din care poți selecta intensitatea
ploii, da? Ca să ștergătoarele să reacționeze în consecință cu, sau mă rog, în concordanță cu ce este afară. Cât de fină este treaba asta, da? Uitați-o încă o dată. Deci, îl vedem aici, da, meniul, unde avem ștergătoare pe poziția 1, ștergătoare pe poziția 2, auto. Și în auto ai chestia asta, mi s-a părut super interesantă treaba și am ținut să vă arăt. Și sigur, sunt, deci mașina e plină de tot felul de amănunte de genul ăsta, inclusiv nu o să vă placă neapărat treaba asta, dar inclusiv la prezența unor pasageri pe locurile din spate, dacă nu își pun centura sau dacă totul este, fiecare este detectat, este afișat, bâzâit și așa mai departe, până când se întâmplă totul ca la carte, adică toți pasagerii din vehicul să aibă centurile puse și, deci, o grămadă de detalii, la uși deschise, la haion deschis, indicare separată pe bord, foarte impresionantă mașina, o totală surpriză pentru mine, nu mă așteptam, știu cine este, sau mă rog, știu ce este Qashqai, că e primul care a deschis această modă, mă rog, uneori chiar discutabilă a SUV-urilor, însă îmi place ce am văzut la noul model și sper din suflet să-l văd în număr mare pe străzi, cum a fost de altfel și până acum Qashqai a fost, nu doar în Europa, și în România, a fost un model apreciat și bine vândut.